Cu o săptămână înainte de următorul termen în războiul cu RAPPS, Mioara Roman trece la atac. Fosta soția lui Petre Roman susține că i s-a impus o chirie uriașă de 6.000 de euro doar pentru a fi obligată să părăsească locuința. Pe 18 august mai are de trecut un hop. Instanța i-ar putea cere să-și achite datoria de 250.000 de euro către regie. Mioara Roman se judecă cu RAPPS-ul de 4 ani. Ea crede că miza e de fapt terenul de sub casă care s-ar putea transforma în grădină pentru blocul ridicat în apropiere. A apărut brusc, în 2004-2005, nu mai știu când, un domn cu moștenire litigioasă în curte la noi. A tăiat tot și a făcut acest bloc de 5 etaje. Imobilul de lângă curtea Mioarei Roman ar fi fost vândut ulterior. Terenul respectiv de aici, din față, era al colonelului Cuptor. Cuptor, da. Am auzit, eu nu pot să spun exact, că a cumpărat domnul Popoviciu. Au nevoie de făcut încă un bloc. Acolo, în fundul curții, se poate face încă un bloc. Presiunile ar fi mari, mai ales că zona este selectă. Mioara Roman crede că, într-un final, va fi nevoită să-și facă bagajele. Dumnezeu cu mila. Nu am nici o soluție. Familia Roman s-a mutat în casa din primăverie acum 21 de ani. Pe atunci era proprietatea Icralului. În 1996 a intrat în proprietatea RAPPS, iar chiria era în jur de 5-600 de euro. Când a început construcția blocului de lux, chiria s-a mărit de 10 ori. Atunci a apărut o chirie de 6.000. Motivul invocat de regie, s-a reevaluat imobilul. Bun, 10 euro metru. Pe contract scrie 350. Eu n-am decât 167. Cu tot, hai să zic că am 200 și ceva. Dar și așa sunt 3500. Mioara Roman are o pensie de 1700 de lei. Chiria nu a plătit-o din 2008, iar datoria ajunge la 250.000 de euro. RAPPS nu a dorit să comenteze niciun fel cazul.